Să sperăm că am rezolvat. Așa. O luăm de la capăt, mon frere. Stați să găsesc clipul acum. Clipul. Dați-mă o secundă, vă rog, că sunt foarte complicate lucrurile aici. Numai o secundă, vă rog, că vreau să fiu sigur că am făcut tot ce trebuie, să nu ne mai... chinuim după aia. Ok. Acum nu găsim live-ul, stai să văd că din coace merge bine. Da, nici acum n-are net. Din păcate nu cred că o să meargă, că nu merge netul efectiv. Deci pur și simplu îl văd aici că nu merge, nu cred că ne chinuim degeaba. Cred că o să o lăsăm pe altă dată. Habar n-am nici să vă spun dacă merge. Că de la mine de aici nu mai pleacă semnalul, e blocat. Da. Încercăm așa, mon frere, că n-am ce să fac altceva. Dacă o să se oprească... îmi pare rău, considerați-vă. Salutați și urați... am încercat. Din păcate, vă repet, așa e în tenis. Plătim degeaba pentru niște servicii, absolut execrabile. În fine, nici pe laptop nu merge netul cum trebuie. Foarte complicat. Mai stau un pic să văd ce se întâmplă, deși vă repet, cred că e o luptă inegală aici. Ne batim cu morile de vânt. N-am ce să-i fac, mon frere. Da. Mai stați o secundă, că n-am, nu știu. Nu știu ce să fac. Să-l închid, să-l mai las, nu știu. Nu știu ce să-i fac. Că în continuare mi-apare o alertă acolo că n-avea oar zile. N-are net. Că ați dat și ochișorii ei să-i mănânc de net. Ne băgăm net aici ca la ăștia
băieții ăștia care fac care fac live chat. Cheat, chat, ceva. Ok. No, haide să încercăm să vedem ce iese. Eroarea e în continuare acolo. De se oprește. Vă repet, considerați-vă salutați. Considerați că v-am urat toate cele bune pentru nou an și ne auzim noi cumva la începutul anului care nu e așa urmează. Ziceam mai devreme, nu știu dacă m-ați prins, nu știu dacă ați auzit, că sunt foarte, foarte încântat că 2022 acum s-au pronunțat autoritățile în domeniu, adică doamna aia care face, îmi scapă numele, adică nu neapărat că îmi scapă, cât că nu-l prea știu, că nu-mi încarc creierul cu lucruri care nu mă pasionează. Doamna aia care face horoscopul la ProTV, știi? O zis că trebuie să ne așteptăm la un an foarte bun, că în prima jumătate a anului Saturn cu Venus, nu știu ce fac. Bine, noi băieții ăștia care mai știm la ce distanță se află Saturn și Venus una de cealaltă, cam știm ce ar putea face. A, așa. Și în a doua perioadă a anului, tocmai din faptul că Saturn și Venus nu-s. Nu știu unde trebuie să fie, adică nu se întâlnesc, că ele oricum nu se întâlnesc nici în real life, dar că se despartă, zice, în a doua jumătate a anului, unul pleacă într-o parte, unul în alta, o să ne fie mult mai bine. Deci mult mai bine. A, în fine, asta este. Vă repet, dacă am o singură rugăminte, dați-mi și mie, scrieți-mi și mie un mesaj dacă mergeți, dacă se aude, dacă se vede. Atâta vă rog, ca să începem să vedem ce și cum facem. Că mie de aici mi pare că nu pleacă nimic. Adică streaming-ul e foarte nașpa. Așa. Eventual lăsăm pe duminică la ora 18. Da. Hai să vă salut pe ăștia care sunteți aici, încercăm, am vedem ce iese. Inferno zice no. No, mon frere, asta este, ce să-i facem? Wicked zice salutare șerifelor și șerife și șerif, bla 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 bla. Eduard Ignat zice, hai șerif că acum merge mai bine. Merge. Era să zic ceva, dar scădeam nivelul la instalație aici. Buga Marian zice, revenim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, salutăm toți șerifii și șerifele. Perfect, șerif. Inferno zice, da, merge netul slab și la mine, merge la toată lumea, am înțeles. Am primit mai multe mesaje acum. Dar mie nu trebuie să meargă foarte bine, mie îmi trebuie numai cât să plece țeavă de aici, ceea ce nu se prea întâmplează. Așa. Vali zice, la mulți ani șerif să ai un 2022 mai bun. Alin Tudor, șerif. Șerif, Inferno, ai nou an nou fericit, șerif, că dacă tot merge netul așa, mâine mă apuc și să zic. Da. Alin Tudor zice, seara bună, salut șerif. Adrian și-a rezolvat un drac, Cavtor se blochează, Cavtot se blochează la mine. Că tot vrea să zică domnul director, dar au zis Cavtot. Așa. Ciobi zice, să cadează doar la mine, oare nu? Șerif să cadează la toată lumea. Mădălin zice, salutare, merge mai rău. Sec zice, mesaj retras. Ionuț Mihu, salut, și în ce an suntem? Amu, m-am trezit că am vrut să fac niște pălincă de aia de o vârstă cu Ilescu, Crăciun fericit tuturor. Am avut niște pălincă, da. Adrian zice, blesteme. Nu, cetățeni, numai ne chinuim degeaba și n-aș vrea să vă răpesc timpul care oricum și așa e foarte limitat. O lăsăm moartă. Asta este, îmi pare foarte rău, nu merge instalația. Deci nu mergem, dă în continuu erori aici, îmi tot scrie că nu, n-are țeavă. În caz că mă auziți, nu știu, e foarte mică posibilitatea. Vă doresc un an nou cât mai frumos și cât mai bun. Categoric mai bun decât ăsta. Că oricât de bine v-ar fi mesa anul ăsta, totdeauna, așa cum e și normal, o să vă doriți un pic mai mult. Așa că vă doresc un an mai bun decât cel care a trecut. Cât vă doriți voi de bun. Sănătate cât mai mult. Nu știu dacă există gradul ăsta de comparație la sănătate. Dar vă doresc sănătate multă vouă și membrii familiilor voastre și prietenilor voștri și iubiților voștri și amanților. Și da, în fine, nu știu dacă îi mai auzim. Cetățeni, a fost o reală plăcere, un an minunat. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și că împreună am făcut o comunitate
cu care chiar mă mândresc. Adică vreau să spun că e unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat anul ăsta. O lăsăm pe duminică. Duminică pe la 6 așa. Zic eu că am putea să ne vedem la ochișori și să... Da, mă uit întâi de mesaje de eroare în continuare. Duminică am putea să ne vedem, zic. Pe la ora 6, așa. 18, cum ar veni aici la noi, la oraș. Încă o dată, oameni buni, nu exagerați cu alcoolul. Și aveți grijă de voi. Ne vedem duminică, dacă e. Nu știu ce se întâmplă aici, nu știu dacă vine cineva, dacă vede cineva. Ok. V-am țucat și să știți că o să-mi lipsiți. Nu să mă gândesc la voi. Da, nu merge cum trebuie. Deci îmi închide YouTube-ul imediat. Și Andramaua. Asta este. Cetățeni, să fiți mai buni, zic. Știți ce, vă rog, stați așa un pic. Nu plecați că mai am o idee. Numai așa un pic. Am mai făcut o modificare de ultim moment acum. Să vedem, poate reușim acolo. Da, nu-mi dau seama ce se întâmplă, dar mai stați un pic, vă rog să mai stați un pic, că s-ar putea să o rezolvăm. S-ar putea să nu se știe. Da. Eu am două rețele de net aici. Și acum să vedem dacă ne mai dă eroare. Foarte interesant că din programul de streaming îmi iese bine. Iese țeavă. În fine, oameni buni, haideți să ne mai discutăm, să ne mai salutăm. Da. Vă repet, eu am două rețele. Aici am comutat pe cealaltă, care e mai slabă decât prima de obicei, dar... Poate de data asta o să fie mai mult decât avem. Ok. Vale zice la mulți ani, șerif, să ai un 2022 mai bun. Mulțumesc tare mult. Infernul și anul fericit, șerif, că dacă merge netul așa mâine, nu mai apuc să zic. Alin Tudor, seara bună, salut, șerif. Adrian zice, rezolvat un drag, că tot se blochează la mine. Am citit asta deja. Asta cadează doar la mine, întreabă domnul Ciobo. Mădălin Todoran zice, salutare, merge mai rău. Acum nu merge mai rău. Adică merge rău, dar constant. nu-i mai bine, e mai rău, dar ok, s-o întrerup din nou. Deci nu, asta este. Bun. Bun. Ionuț Mihu zice, salut, în ce an suntem? Mamă, m-am trezit că am avut niște pălinca, am citit. Adrian zice, blesteme.
Ciobi zice, fută de BG RDS, ok? Sex zice, sunt la serviciu, dar o să văd când ajung acasă după ora 22:30. Mă, nu cred că o să ai ce să vezi, mă, un frer, că nu merge hardughia aici. Așa. Stați să încercăm să mai reducem din... Să punem aici... Am pus la o rezoluție mai mică, să vedem, dade. Bă, vedem, coafiura rezistă. Așa, Adrian zice, nici aici, nici la... Am o stare, nu merge, nu știu cum să mă împart, dar rămân aici la poker. Luca Cristian zice, salutare, de ce e așa de greu să înțeleagă o femeie că o place, doar pe... bilete și excursii dovada. Șerif Stelar, nu știu ce să zic. Habar n-am, nu știu ce să zic. O pica netul din nou. Da. Deci șerif, nu știu dacă mă auz. Dacă mă aude cineva. Era o melodie. Mă aude cineva? Ok. Mi-e foarte greu să-ți dau un răspuns, pentru că nu știu ce se întâmplă în viața ta și n-aș vrea nici să te înăcăjesc, n-aș vrea nici să-ți dau ceva sfaturi aiurea, gen las-o, caut alta. Eu zic să nu fii năcăjit, eu asta zic. Cea mai bună soluție în situațiile astea este să nu te agiți. Că... Așa e în relație, ce mai sfăgești, ce mai știi? Poate nu e persoana potrivită pentru tine, deși eu am zis că nu o să zic nimic.